Bazinul de not va fi pus la dispoziția studenților, dar și celor care doresc să se relaxeze. Ștrandul a fost preluat de universitate din patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului. Avem un proiect, dorim din tot sufletul să treacă prin toate evaluările, care să dezvolte baza noastră de la debarcader, prin vorba de acel bazin, practic schițele le avem aici cum ar arăta și pentru care nu ar câștiga doar universitatea, ci ar câștiga tot orașul, pentru că nu am face disimulare de anumite ore, pur și simplu am lăsat să se relaxeze oamenii care doresc. Sigur, după un orar. Proiectul este unul de amploare. Bazinul va fi acoperit și va avea mereu apă caldă. Proiectul cu bazinul trebuie să treacă prin câteva evaluări, pentru că finanțarea este destul de mare și va fi un bazin acoperit cu tot timpul cu apă caldă, deci ar fi într-adevăr ceva. La sfârșitul lunii august, la complexul studențesc de Barcader, va fi inaugurată o sală de festivități cu aproximativ 200 de locuri.